Auzi, colega, zățânește fruntea mea, te rog. Lasă tu fruntea, privește mai bine ce zăviv că mi-am pus eu pe păr. Da, da, tu nu uita că eu mai am o cravată. Iar un bărbat cu cravată face cât 1000 de femei cu zăvivce. Of, dar și înțelege ce vrei să spui. Hai mai bine să urmărim un reportaj despre domnul nostru filantrop, preacuvios și preacucernic, domnul Vla, pla, 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 pla. Domnul filantrop, stăpânul nostru înger păzitor, a efectuat o vizită într-un sat din Moldova. Bună ziua, bună ziua, stimate doamne. Povestiți, ce mai faceți? Oi, mare bucurie! Tăte, țiule, că am uit la tine la televizor? Seamin cu asta, cu Jack Nicholson, cu Joker din Batman, serios! Doamne, așa mi-este profesia și trebuie să mențin oarecare nivel, înțelegeți? Da, da. Acum haideți să filmăm puțin în casă. Puțin așa un cadru mai larg, unul mai îngust, mai sentimental și spuneți dumneavoastră ceva. Așa să-ți spun, vreau să trimit chibienii materii astea, duci? Of, obositoare treabă, de să-mi întind oasele. Șef, mai atent că s-ar străchi. După această vizită, domnul înger păzitor a mai efectuat o vizită. Mai apă râsul când te văd, ei bogă. Dar de ce, doamne, de ce? Da pentru că ești ca o cărjă, nu poți nici grăi, nici mișca. Hey, măcar ieși în centru, tragi un taneț ca la drive. Domnul Plahotniuc, ia ca așa, 1 și 2 și 1, 2, 3. Nu, lăsați mai bine eu să vă rotesc. Vă rotesc, vă învârtesc, miliardi, pizaniesc. Normal? Atent, 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 uflișoară, ia ca așa. Acum hai să ne plecăm, da? Ne plecăm, da? Nu tare. O, dar aici ce avem, desene, da? Nu, huiene, așa stie creionul în mână și taci. Bun, bun, dar ce trebuie să facem? Oranj și mai departe? Nu văd, care-i pontul? Domnul Plahotniuc, la final, special pentru dumneavoastră, am pregătit un vazon cu chiperi iuti, că dacă vă arde, absnus stângă. Ne-am înțeles, știți unde să-l băgați, dar să-l băgați atent. Da, da, mersi, o să mă ajute cineva. Uite că se apropie de sfârșit excursia noastră sinceră și deloc planificată de o companie americană specializată în relații publice și comunicare. Dar haideți să auzim și protagonistul Vlad Plahotniuc. Ce impresii i-a lăsat lui această vizită? Domnule Vlad? Aveți legătură? Personal, cred că a fost o greșeală din partea mea să iau costumul troicică, negru, pentru că afară e foarte cald și eu am transpirat. În rest, nu am înțeles ce trebuie de desenat pe foaie. Cineva din voi a înțeles? A?